Comisia Europeană a prezentat prima variantă de buget, unde unele state membre primesc mai mulți bani, altele mai puține. Poziția noastră care va fi în ceea ce privește tăierile propuse pentru politica agricolă și pentru politica de coeziune? Nu este un dosar simplu. Întotdeauna când se negociază banii, negocierile sunt extrem de dificile. Finanțarea consistentă pentru politica de coeziune și pentru politica agricolă comună, dar nu numai sunt. Un alt rol determinant pentru noi și extrem de important va fi pregătirea de legendă ca președinție, ca viitoare președinție. Dar obiectivul nostru este să fim honest broker, să asigurăm consens și să avansăm cât mai mult posibil pe aceste dosare legislative aflate în prezent de mars. Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Ambasadele joacă un rol important, reprezentantele diplomatice joacă un rol important, consulatele noastre joacă un rol important și în acest sens am relansat rețeaua de experți denumită generic diplomat al Uniunii Europene, diplomat specializat pe ceea ce înseamnă domeniul afacerilor europene. Și profit de ocazia acestei întâlniri pentru a specifica faptul că vom intensifica discuțiile cu aceste persoane din instituțiile diplomatice pentru a vorbi despre temele noastre de interes, a vorbi despre obiectivele noastre, pentru a transmite mai departe prioritățile și acțiunea noastră externă, mai ales acțiunea noastră în plan european. Exzellenzen, sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter, freue mich auch sehr, den rumänischen Botschafter in Berlin heute mal in Bukarest zu sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich und es ehrt mich auch, heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Dafür vielen Dank für Ihre Einladung.